Care a fost motivul știrbirii acestei reputații și imagini a sistemului de învățământ superior și ăsta este un motiv din care mulți din tinerii noștri preferă să meargă în afara Republicii Moldova și nu contează unde, în loc să aleagă Universitatea din Chișinău, poate merge, să zicem, la Bacău, Galați sau Târgu Jiu sau mai știu undeva la altă universitate din România. Probabil că am trecut și tot într-o perioadă de învățământ de masă, învățământ superior de masă în Republica Moldova, având un număr foarte mare de universități, un număr destul de mare de studenți și de fiecare dată s-a zis că avem în Republica Moldova prea mulți studenți. Nouă ne s-au adus neîntemeiat învinuiri că suntem lipsiți de calitate, suntem lipsiți de auditoare corespunzătoare, suntem plini de lipsiți de integritate, că producem șomeri, că mai știu ceva de genul ăsta. Și s-a spus public, inclusiv de mari demnitari de stat. De mari demnitari de stat a fost implicată, spre regret, și mass media și cu încetul s-a format această imagine negativă a noastră în societate. Chiar dacă atunci când suntem vizitați de către reprezentanța învățământului superior din afară de Republica Moldova, nu contează, am avut-o astăzi începând cu Japonia și terminând cu Statele Unite, toți apreciază destul de bine universitățile noastre, iar după ce mai discută cu studenții noștri care foarte bine vorbesc limba engleză, cu o gândire destul de pragmatică uneori, bun cunoscător de realități, rămân foarte impresionați.